Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie. Lecția de astăzi o vom dedica legendarei formații de muzică rock din Basarabia, Noroc. Și fondatorului acestei trupe, inegalabilului compozitor, Mihai Dolgan. Profesorul lecției de astăzi este dramaturgul, cineastul Mihai Poiată, cel care a scris și două cărți, Rocul, Norocul și Noi. Și Mihai Dolgan, de ce au plâns chitarele. Domnule Poiat, bine ați venit la lecția de istorie. Bine v-am găsit. Domnule Poiat, pentru început vă propun să discutăm un pic despre Mihai Dolgan. Din ce familie provine el? Care a fost parcursul lui până a ajunge să decidă fondarea trupei noroc despre care vom discuta pe parcursul acestei lecții de istorie? a avut un destin dramatic. Mihai Dolgan s-a născut într-o familie de gospodari și asta i-a marcat destinul, fiindcă în 1949, când ar fi trebuit să duc în clasa 1, în satul de Baștină, el a mers la școală în satul Onohoi, din Buriatia, fiindcă părinții lui au fost deportați și el împreună cu părinții. De altfel a fost deportat el și mama, iar tatăl anterior fusese arestat și condamnat, în pare la 25 de ani de închisoare, în vinui de omor. Ulterior s-a demonstrat că nu a fost uh, de vin, dar a făcut niște în, ani de închisoare în, în Kazahstan și a putut să se reunească cu familia mai, uh, mai târziu, când familia se mai afla în uh, Siberia. Uh, Mihai acolo a avut un prieten, Vasilion Ofraș, care cânta la acordeon. I-a căzut și lui Hodoronc acest instrument. Acolo am învățat să cânte. Nu prea cunoștea notele din câte am înțeles eu, dar când a aflat lumea că scrie o carte despre Dolgan, mi-a spus cineva, și Mihai m-a auzit o doamnă vorbind la radio și ea povestea că la nunta ei, în Onohoi, a cântat Mihai Dolgan. Mihai Dolgan, de pe atunci, cânta la dansuri, se făceau dansuri, eu știu, petreceri și de mic a fost un om al scenei, un om care a cântat mereu în fața unui public, mai mult sau mai puțin numeros, deja funcții funcție de uh, circunstanțe. Și acolo a, uh, a făcut școala uh, primară, acolo părinții au reușit să cumpere o căsuță, Băi, s-a reunificat familia și s-a alăturat familiei. În 56, mi se pare, a apărut o hotărâie a guvernului sovietic care le-a permis copiilor să plece la baștină. În anumite categorii, că mai multe Prevederi în această hotărâre. Da, prin 56 s-a început într-un fel reabilitarea celor deportați. Da, și nu el, reabilitarea, dar li s-a permis celor deportați să revină la baștină. Și el a plecat la o soră lui Mihai, Eugenia, care era maritată în, în alt sat. Acolo, din nou, a pus lumea ochii pe dânsul, era invitat la, la petrecere. După ce s-au întors, s-au revenit din, din, din Siberia, a ajuns să fie baianistul casei de cultură din Sângerei. În carnetul lui de muncă are un scrie de pe atunci când era, era copil, când a fost angajat. Atunci a plecat. Ce vârstă avea? 14-15 ani. Și atunci a avut și primele turnee. Plecau în turnee cu căruța prin raionul Sângerei, prezentau concerte la mine, în familie, părinții nu erau muzicieni și el un lucru normal, că părinții nu au dorit eu să fiu muzician. Mi-au păcat în cap foarte mult și foarte bine îmi spunea, pentru că să fii muzician ăsta nu este să ai o miserie de bază. Îmi spunea, păi, înțeleg ca să fii doctor, să fii învățător, să fii la un, un șofier. Adică oamenii se uită, Șanse, mai ales, un lucru acesta, sunt foarte bine. Vedeți, și singur că. Uh, Muzicienii nu, nu se întreabă. Când viața, viață, probabil că îi cunoșteau bine viața. Noi începem de-abia să o cunoaștem, să o simțim de binelea. Când a venit vârsta, a absolvit școala medie, Mihai a venit la școală, la, la Chișinău. Școală de muzică? școala de muzică Ștefan Neaga, dar nu la acordeon așa cum își dorise el, ci la contrabas. Nu a fost încântat de contrabas și asta i-a răcit un pic pasiunea pentru o muzică, dar și-a luat într-un fel revanșă. Eu lucrul ăsta l-am aflat mai, mai târziu, când Mihai nu mai era în viață, dar grație lui Costic Rusnac, care -a, m a m-a atenționat, uite, mai este un om cu care putea vorbi, Serghei Ciuhăi, care învăța și el la această uh, școală. Și ei, uh, Sergei Ciuhri guitară, Mihai Dolgan, acordeon și Gicu Scripcaru, contrabas, s-a făcut un trio și erau invitați la concerte. Uh, Mihai uh, vroia, după spusele lui Ciuchri, să uh, reabiliteze muzica de prispă, muzica lăutărească. Mihai a fost, uh, cum să zic eu, m lipsit profund de stilul lăutăresc de a, de a cânta. Fiindcă și lăutarii ei sunt mereu în fața publicului, mereu trebuie să să simtă publicul din jurul lor oamenii pentru care cânt. Să există cânta... o conexiune între da, public da, și da, da, da. lautare. Și am să revin la, la lăutari când voi vorbi despre serviciul militar al lui Mihai Dogan, când el a făcut a fost asipa, ridicat de la școala de muzică dus la armată împreună cu câțiva dansatori de aici pentru care și Nistor Gălușcă cu care am vorbit cât mai mai era în viață și acolo băieții erau unii cu studii sperioare muzicale alții cu studii sperioare net, incomplete, incomplete lui Mihai s-a încredințat să organizeze un ansamblu muzical al trupilor de interne din Kiev. Și acești băieți cu studii muzicale, conservatorii absolvite, i-au devenit, într-un fel, subalterni. Dar era foarte respectat. Și tot acești băieți, noaptea, îl ascultau pe Willis Canover, de la Vocea Americii, care transmitea emisiuni de jazz în engleză. Și Mihai a făcut o conexiune foarte surprinzătoare pentru dânsul probabil atunci, dintre stilul lăutăresc și stilul uh, muzical din jazz. Și acolo improvizație și aici, la lăutare, improvizații. Iată, improvizația, libertatea asta de a schimba un pic uh, muzica, hai să zicem așa, în funcție de dispoziția publicului, dispoziția dansatorilor, nuntașilor, a fost, cum să zic eu, ceva care l-a marcat uh, pe Mihai. Deci în armată, Mihai Dolgan a înțeles, a copt, a gândit acel stil pe care ulterior l-a imprimat formației Noroc. El credea că atunci când s-a oferit această șansă, fiindcă până la uh, Noroc a mai avut câteva etape. Una a cântat împreună cu Isidor Burdin sau în echipa lui Isidor Burdin la cinematograful Chișinău. Cred că astăzi lumea nu mai știe, dar pe timpuri, filmele proiecțiului de film, erau anticipate de un mic concert. Cam 20-25 de minute un concert. Publicul care se aduna în foaieul cinematografului era distrat. O asemenea orchestră era la cinematograful Chișinău, clădirea asta mai jos de piața centrală, unde a fost sediul Uniunii Cineaștilor. Cinematograful Biruința, Odeonul de astăzi, și patria. Burdin avea acolo o mică orchestră și l-a angajat pe Mihai, contrabasist. Ulterior, Burdin a fost cel care a format la Filarmonica ansamblu pentru tineret. Exista un asemenea ansamblu care cânta în prima parte a concertului muzică de stradă, a doua muzică populară și Mihai a fost din nou în preajma lui, lui Burdin lucru extrem de important pentru dânsul. Eu mi-am dat seama că Mihai este un om de o profundă cultură și simțire artistică atunci când el mi-a spus următorul lucru. Pe de o parte că miseria trebuie furată, așa zice Burdin, dar zice la Burdin disciplina era subordonată gustului. Adică vreau disciplină, nu pentru că eu sunt aici bossul, eu sunt șeful vostru și vă sunteți obligați să mă uh, ascultați. Vă sunteți obligați să mă ascultați ca să atingeți sau să vă apropiați de perfecțiune, ca să atingeți maximum în interpretarea voastră uh, muzicală. Și când a spus Mihai acest lucru, mi s-au deschis alte orizonturi și l-am văzut din, uh, din, din alt unghi. Nu ca un muzicant doar și unul care a scris și muzică, dar și ca un... Uh, om care a meditat mult asupra ceea ce face, un gânditor, dacă vreți. A avut mare noroc că l-a întâlnit pe Simeon Burdin. Isidor Burdin, da. Isidor Burdin, a fost, a, fost, un mare noroc pentru, pentru el, fiindcă că uh, Isidor Burdin a fost cel care a, a, reanimat în primalul stâng al Plutului spiritul românesc al muzicii populare. Și, bă, eu de la Brăila, uh, eu sunt evreu, pe mine nu o să mai venească de naționalism. Și în felul ăsta el avea uh, curajul și libertatea de a cânta muzica autentică uh, românească și de a aduce în orchestră instrumente adecvate, fiindcă uh, anterior uh, orchestra ansamblului Joca erau mai multe instrumente, erau instrumente populare rusești. Și uh, a fost, uh, s-a dat o luptă ca să revină țambalul pe scenă, să revină acordeonul, care era considerat instrument burghez. Deci Baianu și era și la chiar care... Și nu doar burghez, dar fascist, pentru că multe uh, acordioane au ajuns în, în Basarabia, după război, în trofee aduse din, uh, din Germania. Și uh, saxofonul era și el un instrument uh, burghez clarinet, da, uh, saxofon uh, nu. A avut uh, Mihai norocul să fie în preajma unui artist autentic, cum a fost, fiindcă studii muzicale au mulți, dar nu sunt mulți cei care sunt capabili să conștientizeze ceea ce fac. Eu mă întrebam de ce, cum a ajuns Mihai Dolgan, nu, vizorul lui Alexandru Fidco, care era directorul Filarmonicii pe atunci, și să-i permită să facă un ansamblu și mai ales fi fie. Director artistic al acestui ansamblu, și el mai care ales că care nu era membru de partid. El nu avea studii muzicale medii absolvite. Nici asta. ce a fost acceptat în această funcție, s-a oferit șansa să organizeze ansamblu. eu îmi două întrebări, mi s-au adresat mereu. De deci ce nu am studii muzicale și de deci ce nu sunt membru de partid? Ei, a doua zi, cum să bitul și să fie membru partid? Ori una, ori alta. Asta nu se împacă. Dar în privința studiilor, eu am stat și am enumerat, când lucram la a doua carte, special despre Mihai Dolgan, zic, ce studii ar, trebui, ar fi trebuit să facă Mihai ca să fie potrivit pentru, această, pentru misiunea pe care și-a asumat-o, să conducă un ansamblu rock, de fapt. Și eu am numerat 10 profesii regii sunet, regii în compoziții, orchestrații, foarte multe profesii, inginer. Și dacă Mihai ar fi studiat toate asta, fiecare profesie câte 5 ani, el ar fi trebuit să învețe 50 de ani. Dar lucruri pe care nu și l-a putut permite. El a simțit că a venit momentul. s-a oferit rău. șansa și el și-a zis că sacrifică tot, orice, de dragul acestei șanse și a acceptat și bine a făcut. Domnule profesor, dar care era contextul social, politic, cultural în primul rând în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească? Ce ascultau oamenii? Ce tip de muzică ascultau? Ce se permitea, ce nu li se permitea oamenilor să asculte la radio, la TV? Ca să ne dăm seama de contextul în care a apărut formația Noroc. A avut loc acel dezgheț croșoviști, el a ajuns și aici în, în Chișinău. Și atunci s-a produs o, o erupție culturală, dacă vreți. Atunci a apărut revista Moldova. Atunci a fost organizat pentru prima oară festivalul Mărțișor de către Alexandru Fetcoș și Gleb Ceaicovski în de 1966. Deci, anul 1966 a fost unul foarte productiv Pentru cultura noastră. Anterior, fusese organizat teatrul Ceafăru. Și în muzică s-au întâmplat lucruri foarte curioase, și uh, uh, poate asta uh, i-a permis lui Mihai să uh, devină uh, lider de ansamblu, faptul că lucrurile s-au întâmplat atunci și l-a simțit, acum se poate. Cine știe ce va fi mai târziu când Mihai Dolgan a avut această revelație că uite acum e momentul fundării trupei noroc, de ce anume noroc, de ce nu a ales altă denumire pe acestei formații, ce stil exact a imprimat noi trupe, când a decis propriu zis că oameni buni, în RSSM, în special tânăra generație, are nevoie de altceva. Lucrurile uh, ar arăta așa dintr-o parte, dar de fapt uh, au decurs un pic altfel. Uh, cu acest ansamblu pentru tineret, uh, ei au concertat în diferite orașe din Rusia. A fost remarcat de un uh, impresar din uh, Pienza și e invitat să facă acolo. Ei, eu fiind angajat la Filarmonică, să fi dus la director, la Alexandru Sergeevici Vitcoș și, câte păi, mai invite, și mai mișle, dar de ce să nu faci tu aici? ceea ce ai vrea să faci acolo. Deci, de un ansamblu. Denumirea noroc e aparține lui Alexandru Fidko. El a propus e, această denumire. În privința stilului repertoriului, Mihai venit de la Kiev, vroia să facă un ansamblu de jazz. Primul afiș, primul lor afiș, așa și scrie. Jazz voi ansamblu noroc. Dar Ștefan Petrache, care, care a avut parte din prima componență a, Vasile Verdeș și încă câțiva, zice, Mihai, dar uite că în lume se cântă altfel de muzică acum. Și Verdeș, care nu știa o englezește, dar avea un auz, un, auz foarte bun și el cânta englezește, preluând textele, fără să le înțeleagă despre ce se cântă. Și în cele din urmă, acești băieți l-au convins pe Mihai că și muzica Beat, se numea pe atunci, beat ar fi copile Ierocului. Și primul repertoriu pe care l-au făcut nu mai era jazz, așa cum și dorea el, s-a ajuns la o, o, o formulă de compromis. Da, care să-i pe toți și în care s-au regăsit toți. Mai ales că uh, Mihai și-a dat seama că acest gen îi permite să se manifeste și în calitate de compozitor. Astea au fost circumstanțele în care s-a format ansamblul primul lor program. În 1966 nu a fost acceptat primul program. Eu am citit procesele verbale ale Consiliului Artistic, care se păstrează la Arhiva Națională, evident, în limba rusă. Și abia al doilea a doua program a fost acceptat, era, cum să zic eu, timid pentru început. Trebuie să mai spun un lucru foarte important. În 65 mi se pare, venise la Chișinău un ansamblu italian al lui Marino Marini. Ei cântau și o piesă care se numea Marina și a fost tradusă în română și devenise un schlager foarte popular aici în Moldova și în dreapta Prutului. În stânga Prutului. Și în stânga și în dreapta. Și ei au remarcat un lucru care i-a năucit. Primul zicenii de aici de la noi, și de la Riga, și de la Leningrad. Pentru că în trei orașe au concertat acest grup și muzicienii din toate trei orașele au rămas foarte impresionați și am citit ulterior amintirile lor și ce a impresionat în mod deosebit. Faptul că fiecare muzician, muzicant avea microfonul lui, chiar și toboșarul. În Uniunea Sovietică era un singur microfon, ori cânta un cor, ori un trio, ori un sextet, un singur microfon și în formă de semicerc se uh, uh, aliniau în fața acestui microfon. De când uh, în ansamblul lui Marini, fiecare avea dreptul la microfonul lui, fiecare voce putea deveni auzită și eu întrebă din în asta o, o democratizare de fapt a fenomenului muzical de atunci când fi cărghea, îi s-a oferit șansa să aibă microfonul lui. Dar de unde se iei microfoane calitative? Erau, nu, era nu mare erau, deficit. Nu erau chiar microfoane. Nici o orgă electrică nu avea de unde de cumpăra. Ei au început cu o ionică produsă în Republica Democrată Germană despre care Ștefan Petrache spunea că se încălzea așa de tare puteai să faci scropia. Uh, ulterior, Mihai... S-a pricopsit cu instrumente bune și el știa. Tehnica și instrumentele trebuie să fie de foarte bună calitate. Dacă vrei să faci muzică de calitate, dacă vrei să ai sunet de calitate. Pentru muzicienii sovietici, treaba asta a fost o, o provocare foarte, să zic eu, chinuitoare, nevoioasă, fiindcă ei așteptau să apară un grup iugoslav aici în Uniunea Sovietică. Să-i urmărească până încheie turneul. Și atunci când era ultima zi, să duc și să cumpere de la ei instrumentele muzicale. Asta era una din posibilitățile reale. Complicat. Dar o altă soluție nu era, pentru că Filarmonica nu avea valută ca să cumpere aceste instrumente. Și Mihai, toți banii pe care i-a făcut în viața lui, pe toți i-a investit în instrumente și în tehnică. Fiindcă Filarmonica nu putea să că e nu puteai să, 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 procuri. La fel cum să zicem în o echipă de filmare, dacă erou ar fi purtat niște blugi, nu putea să-i cumpere prin transfer dintr-un magazin. Trebuia să-i cumpere la piața neagră și directorul filmului era nevoit să facă tot felul de șmecherii ca să justifice aceste cheltuieli neoficiale. Prin ce minune e reușit lui Mihai Dolgan să fondeze și să promoveze acel stil de muzică rock, jazz, în condițiile în care în URSS acest stil de muzică era considerat burghez. Stilul lui, dacă i-am căutat sursele, sunt trei. Bitul britanic, estrada italiană și uh, folclorul național autentic. Aceste trei și un pic de jazz. Și Mihai aici uh, s-a uh, regăsit. Eu n-aș spune că uh, a existat un concept, și atunci noi facem... Uh, scrim acest concert pe hârtie, facem un demers la minister și iată, noi vrem să facem muzică cu tare și cu tare. A fost, cum să zic eu, un proces care s-a... Derulat de la sine. S-a făcut pe dibuite. Pentru că dacă ar fi fost întrebat cu tineretul din Moldova atunci, de atunci, vă ce fel de muzică vreți? Ar fi spus nimic. Dar când a apărut, de ce plâng guitarele? A, ah, ghitare care plâng. gitară cântă, nu? Aici cântă. Cântă un artist cu surâsul trist. Cântă, dar e trist. E film Krimerman, sau care e autorul acestor texte, pe care l-am găsit ulterior în Germania, în orășelul Aachen, și mi-a povestit cum s-a înfiripat colaborarea între el și, și Mihai Dolgan. A avut un simț foarte... în timp ce poeții noștri făceau așa un fel de liricarism vorba lui Saka. Kremerman avea texte cu o tentă dramatică, cu un mic conflict ascuns acolo și, uh, și un mic, cum să zic eu, uh, protest, uh, dar nu strigat, dar încifrat în niște uh, păi, uh, rânduri uh, parcă nevinovate la, uh, la, prima vedere. Primele concerte i-au dat lui Mihai uh, certitudinea, că ei au pornit pe calea cea dreaptă. Când au avut loc primele concerte? Și în unde? 1966, la Filarmonic, în cadrul primului mărțișor, și până au plecat în primele uh, turnee, și treaba asta a durat bine și foarte bine timp de trei ani de zile, 66, 7, 8, da, patru și 9. Dar în 70, 70 se părea că deja s-a produs, mă rog, un fel de culminație, fiindcă ei au fost invitați la uh, Festivalul de Muzică de la Bratislava. Și acolo a avut loc un uh, lucru extrem de important pentru, pentru Mihai. Ei au plecat fără instrumente muzicale, fără difuzare, și acolo li s-a propus uh, o firmă engleză, Triumph, care făcea un fel de testare a echipamentului pe care. Uh, ei venise cu niște mostri de instrumente și echipament uh, tehnic uh, pentru asemenea formații ca să le promoveze în cadrul acestui festival. Și le s-a propus lor să la aceste instrumente. Și ei au rămas năuciți de calitatea acestui echipament. De o parte și pe de altă parte, ei au văzut uh, comportamentul scenic al unor cântăreți în Occident. Pe viu. că noi aici nu aveam de unde să vedem. Televizoarele noastre, televiziunile noastre nu prezentau astfel de concerte. Și atunci s-a produs maturizarea lui Mihai. Ei au venit electrizați. Olea ca să zic eu, aș spune, nebuniți, în sens frumos al cuvântului. Și au plecat imediat în turneu prin Ucraina și atunci s-au fărămat scaunele. Atunci s-au prins torțe din ziare. Atunci s-au dezbrăcat pardon, fetele ca să le scrie uh, autografe pe uh, piept și atunci au venit cele mai multe scrisori uh, de la uh, comitetele de partid urășănești sau, uh, sau raionale din Ucraina, din Odessa, din Vința și până atunci veneau. Dar, mă rog... Uh, uh, Erau cumva trecute cu vederea. Da, se mai închideau ochii la treaba asta fiindcă uh, ansamblul aducea încasări serioase la filarmonică, spre deosebire de capela Coral Doina sau Orchestra Sinfonică. Iau au bani grei și cum puteai să, știu, să sacrifici găina care aduce ouă de aur? 31 august, 1 septembrie 1970, la Chișinău a susținut Grupul Mondial. Eu două sau trei concerte, eu la unul am fost, la Teatrul de Vară, Teatrul Verde, cum ziceam noi pe atunci, și acolo publicul nostru s-a dezlănțuit autoritățile de la Chișinău, inclusiv securitatea, au văzut pe viu ce înseamnă un public nebunit de muzică care îi place. Și atunci am văzut prima oară milițieni călare pe cai și deci ei au concertat 31 august, 1 septembrie. Pe 9 septembrie norocul a fost lichidat. Ei au, am făcut conexiunea și ecolo. au dat seama ce se întâmplă și la concertele norocului. Și, și nu doar că a fost uh, disfinințată ansamblu. În povestea uh, Leonid Culiuc, uh, reposat, fostul ministru al culturii. Care Cel se, care a semnat ordinul a semnat de interzicere a formației or, noroc. Da, că am fost la Cornovan. Cornovan a fost, uh, să așa, un funcționar de partid de, de primă rang aici, patriot. Și multe lucruri frumoase s-au întâmplat uh, uh, datorită lui, dar el a spus următorul lucru dacă n-ai să faci tu, o să facă altul lucrul ăsta. Adică tu ai să fii destuit, o să vină altul în locul tău și o să o facă. Deci asta venea de, de la primul secretar și asta venea de la secretarii, mai ales din Ucraina și din, din Rusia, care asistase la concertele Norocului și văzuse ce înseamnă să fie liber pe scenă. Dar cum a reacționat societatea din RSSM la concertele formației Noroc, la primele concerte? Au fost un eveniment pentru Chișinău și atunci când se întâmplă ceva frumos, inedit, pe de o parte ești cuprins de euforie, dar pe de altă parte te gândești, dar e pe multă vreme. Teama că lucrurile astea vor fi prea bătătoare la ochi pentru autorități. Ei, băieții au înțeles un lucru. Că atunci când predau programul, cu un Consiliul Artistic, când vin tăvarășii de la Minister, de la Comitetul Central, trebuie să fii cuminței. Pletele erau aranjate, potolite, așa. Erau băieți cuminți. Dar când ajungea la Odessa, la Odessa, oraș Port, oraș în care se vindeau discuri originale din Occident, pe care le aduceau marinarii, unde se știa foarte bine de Beatles și de alte grupuri, când apăreau pe scenă băieții noștri, deja cunoscuți acolo, și dacă încercau să cânte să fie cuminței, din sală le striga, Davai, bitlov, șacală! În română, cum ar... În rusă. Păi, șacal, știm noi ce înseamnă. Deci, că Beatles, adică Beatles, cântați, cântați muzică care vrem noi, nu de care vreți voi. Și atunci trecea la al doilea program norocul, avea un al doilea program. Deci norocul din RSSM și norocul din afara RSSM-ului erau două trupe diferite. Nu, absolut. Era, același, era aceeași componență, dar erau mai multe piese. Repertoriul orice, era. Ce, da, schimbau repertoriul așa ca să îi pe publicului. Fiindcă dacă dezamăgeai publicul, era, era ori de tot. Se simțeau mult mai liberi în afara RSSM-ului. Evident, da, da, da. Și nu se simțeau mai liber la aceste concerte. Concertele exact. le ofereau șansa să se simtă liberi. Se producea un fel de. Eu îndrăznesc să zic că primul pas spre integrare europeană s-a produs atunci, datorită, la nivel, să zicem așa, inconștient. În subconștient s-a produs. Atunci când noi am început să dansăm după aceleași ritmuri. După care dansau tinerii din, din Occident. Noi ne-am sincronizat emoțional cu, cu ei. Mai târziu a venit înțelegerea, dar atunci s-a produs acest, acest miracol și norocul a fost de vină. Norocul a fost primul grup rock din Uniunea Sovietică, profesionist. Pentru că mai erau niște grupuri sub aripa sindicatelor, cântau pe la dansuri, la terenul de dans Olâbca, așa se numea. Academie de Arte. Lângă Academie de Arte este un mic părculeț, părculeț. și acolo era acest teren de dans. Acolo se cânta, acolo cânta și Sașa caza și alții, în, atunci când vineau vremuri de, de, de rest triste pentru, pentru ei și mai câștigau un ban. Dar în Rusia... În Rusia încă nu erau. Golubăie, gitară, viseole, rebeata au apărut un pic mai târziu. Și mai mult ca atât că a fost primul grup rock, el era perceput ca un ansamblu occidental. Ei cântau mai mult, bană română, bană... pare că aveau ceva în găgăusă, ca să... Italiană, engleză și asta e... Și când de unde sunteți voi? Și vin să vă arătăm pe hartă. Și e, e, Goraș, unul din sax, saxofonistilor și gitarist, zice, că vedeți? Și era o hartă pe care e, Chișinău era scris, nu știu cum, pe teritoriul României. Adică localitatea aici, și dacă vedeți unde ce noi suntem de... Vă zăgranicne, da, mă zăgranicne. Adică de peste cotare. De peste cotară, simtesc, tară, da. da. Erau foarte apreciați la nivelul Uniunii Sovietice. Foarte apreciați, pentru că mulți muzicanți, cum Artemi Troiecki, care el este autorul primilor cărți despre rock sovietic, el, el a, el, a, fost prezent la festivalul de la Bratislava și el a văzut revista în care a fost a apărut fotografii cu, cu, grupul Noroc și lor deja le fusese promis un uh, turneu în America Latină. Doar că n-am mai apucat pentru că au fost interziși. Nu doar uh, disfințat ansamblu, lor li s-a interzis să lucreze împreună în același colectiv, oricare ar fi fost el. Și. Ei au fost împrăștiați. Eu am în orchestra Bucurie și și pe alții ar fi avut aceeași soartă dacă uh, nu se găsea un uh, de la Tambov, la Filarmonica din Tambov, un uh, funcționar de acolo care i-a invitat uh, să activeze în Rusia. Care a fost soarta lui Mihai Dolgan? Ce a făcut după lichidarea trupei? El a mers în Tambov, cu Lidia, cu Casacu, cu Valentin Goga, practic toată echipa. Uh, toată echipa. E, uh, ce au făcut acolo? Ei au concertat prin Rusia, dar nu mai aveau uh, programe solo. Ei erau integrați într-un concert știu, rusești, îi spuneau Zborne Săleanca. Era și Nicolae Slicenco, și uh, Polat Biu -Biu uh, și Polat Bulbuloglu și ansamblul uh, Noroc. Abia când au uh, trecut în cercasă în Ucraina, uh, se găsesc acolo un, un impresar care i-a apreciat și i-a dus în, în Ucraina. Aici deja aveau concerti solo, dar trebuia să cânte în ucraineană. Și cântau în ucraineană. Și cântau în ucraineană, da, versurile erau traduse în ucraineană și urmau să aibă un concert la Cernăuți, Eu au dat de știri lui Alexandru Fidco și Lida poveste, povestește că el a urcat în mașină și a mers până acolo, a fost și noi cântam o scenă în ucraineană, un cântic patriotic ucrainean, noi cânta, plângeam pe scenă și FEDCO plângea în, în sală. Alexandru FEDCO mai, mai era directorul Filarmonicei filar de la Chișinău. Da, da, pe mai a avut și probleme din cauza că a invitat un coreograf din România ca să monteze un dans în un joc și pentru asta s-a uh, dispărțit de funcția pe care o, o deținea. Și FEDCO a fost cel care a fost la Comitetul Central, a intervenit și a că băieții trebuie să vină acasă. Au venit, dar. În ce -a an au revenit? 73 a fost lansat ansamblul Contemporan. Deci. Dar le-a spus da, dar fără noroc. De ce? Fiindcă norocul se asocia cu. Cu acea mișcare de care avea frică regimul. Da. Da, da, de ocupație. Și asta, ceea, cu demersul de care... Cu acea și, libertate, cu acel spirit de libertate pe care îl promova norocul prin intermediul cântecilor sale. Da, și eu lucram la redacția muzicală de atunci, din 72 până în 76. Eu nu, deși am reușit să-mi fac faima primului DJ de la Radio Moldova și puteam să transmit muzică în unor grupuri occidentale de prestigiu, Pink Floyd, Led Zeppelin, de Popo, vi se rău, permite acest lucru? Da. un an ceva am putut să fac, dar noroc nu puteam să transmit nimic. Nici de ce plâng ghitarele, era tabu și nici să pronunț numele Dolgan sau denumirea ansamblului Noroc. Atât de mare era frica ei deja doar. revenise aici, dar în repertoriul ansamblului contemporanul, a lui Dolgan, uh, nu s-a putut, nu li s-a permis să, să includă uh, aceste piese. Despre ce erau uh, cântecele formației Noroc? De ce aveau atâta frică uh, cei din Partidul Comunist, ștabii Partidului? Uh, erau trei sau patru, 5, uh, cinci 5 cântece, care le-au uh, le interzis. Primăvara lui Andrei Strâmbeanu. și mai ales că uh, și Grupul Mondial avea un. Uh, un, un hit, primăvara după Toprăceanu. Și ei au interpretat aici la Chișinău această primăvară. I-a înnebunit pe toți cei care erau în sală. <fixă> nu ne mai îngheață nasul și picioarele, pentru noi acest rând avea o semnificație deosebită. Fiindcă acest îngheț și dezgheț, dezghețul care a luat sfârșit în 70 pentru, pentru, noi, chiar și cineaștii care au reușit să debuteze până la 70, au prins trenul. Cei care au venit după 70, deja au avut un destin mutilat. Ceea ce s-a întâmplat și cu, și cu norocul. Eu cred că uh, destinul lor este exprimat mai dramatic și mai, mai prințelesul nostru de Vaisarmana Turturică. Zboară, zboară și nu pică. Până pică. Până pică. Uh, unde vede o apă rea, ia o tulbură și o bea. Uh, băieții lui Mihai Tolgan au tulburat apele. Și asta nu li s-a iertat. Chitarele, de ce au plâns? Ce transmiteau, de fapt, aceste versuri extraordinare? Că noi putem fi altfel, că noi dorim să fim altfel. Noi vrem un alt de muzică, dar dacă vrem alt fel de muzică, vrem și un alt fel de, de viață. Noi vrem blugi. Noi vrem discuri originale. Noi vrem să ne îmbrăcăm. Elegant, frumos. Noi, vrem să fim, noi avem dreptul să fim frumoși la vârsta noastră, la 17, 20, 25 de ani. Dați-ne voi să fim frumoși. Uh, muzica rock a dat viață unui uh, nou stil vestimentar al tineretului. Până atunci copiii erau niște maturi în miniatură, costumile lor și uh, adolescenții la fel. Îmbrăcămintea tineretului era uh, cu două, trei măsuri mai mică decât, dar stilul era același, modelele erau aceleași. În acest context noi putem spune că formația e noroc nu doar în RSSM, dar și în uh, celelalte republici din cadrul Uniunii Sovietice, în care au avut concerte, au contaminat oamenii telespectatorii cu acel spirit al libertății? Evident. Evident. Asta a fost o... Uh, și, uh, mă rog, uh, le atins și amorul propriu băieților, muzicienilor de prin cele două capitale ale Rusiei, Moscova și Leningrad. Cum adică moldovenii pot și noi, și noi nu putem. Și atunci, doar că, doar că ei au început să interpreteze cântece de compozitori sovietici în aranjamente pentru ansambluri vocale instrumentale, așa le spuneam. Dar Mihai Dolgan a propus un produs original. Și versuri, și muzică, și în altă limbă decât se cânta în, în, în Rusia. Acest produs original a fost noutatea cea mare. Și motiv pentru invidii, de altfel. Și textele și muzica făceau corp comun. URSS-ul a avut Beatles-ul său născut în Basarabia. Da, am putea spune așa. Dacă nu ar fi fost lichidat norocul atunci, i s-ar fi dat șansa să activeze măcar doi ani de zile. Atunci ar fi fost și ar fi legitimat statutul de Beatles al Uniunii Sovietice. Dar, din păcate, acesta, zborul lor a fost frânt într-un mod foarte urât. Li s-a luat, li s-a furat dreptul la nume. Noi, acum vorbim de brand, pe păi brandul noroc, uh, rușii uh, s-au chinuit mult ca să se poată rosti contemporanul, acest cuvânt din 13 litere, că s-a așa numărat. Păi, și denumirea din 13 litere, uh, mai mare, nenoroc pe capul nostru, nu putea și un cuvânt greu de pronunțat, parcă special, să ți făcut ca să nu mai aibă șansa de a, uh, de a reveni pe scenă și de a deveni din nou apreciați de, de public. Dar ei au reușit. Au reușit să învețe pe Aloling, pe fanii din Rusia, să pronunță contemporanul. În 1985, deci, s-a renunțat la denumirea de contemporanul, s-a revenit la numele inițial Noroc. S-a revenit, dar eu sunt atașat de Norocul de, de atunci. Eu cred că Poate ar fi trebuit să fie căutat o altă denumire, dar Mihai avea dreptul la orice denumire. Și dacă a decis că este capabil să se îngrijească de reputația, acest blazon al uh, uh, muzicii din, de, 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 de aici, de la noi, Înseamnă că a putut să o facă. În 85, de fapt, nici nu era nevoie de prea mult curaj pentru a face lucrul ăsta. În 85 a început lui Gorbaciov, Și a schimbat, se băteau schimba, alte, alte vânturi și nu știu dacă asta poate fi considerat o victorie. Dar parcă s-a fost, să zicem, săvârșit așa un fel de act de justiție. Mihai mi-a spus un prieten intim al lui, a vrut să facă două lucruri scrie o rock Basarabia, n-a reușit să o facă și se fondează la Chișinău o Academie de Muzică, ușoară, așa zicea el. Eu cred că Academia de fapt a existat și mai există, însă și Mihai Dolgan prin creația lui și prin faptul că zeci de muzicieni au trecut prin râșniță contemporanului și a norocului, au făcut școală la și au furat meserie de la, deja ei de la Dolgan. Asta ne poate îndreptă să zicem că noi am avut și avem Academia Mihai Dolgan. Norocul de până la 1970 poate fi considerat, domnule Poiată, un catalizator al renașterii culturale din Basarabia? Și chiar și renașterii naționale. Răzvan Voncu, care m-a surprins printr un articol voluminos, o recenzie la Cartea Rocul, noroc și Noi, el a zis că, grație norocului, el recunoaște fenomenul underground aici în Basarabia. Și el zice că s-a uh, uh, format, s-a săpat un tunel, s-a produs un fel de unire atunci între uh, noi și uh, Chisinau și București. că noi stăteam cu urechea la radio să-l ascultăm pe Cornel Chiriac, plecat de la București la München, la Europa Liberă toate aparatele de radio ascultau melodii preferate de la București. Muzica uh, ușoară românească era intonată, cântată aici de toată lumea. Posturile de radio erau mereu la programul 1 București. Așa că muzica a fost primul iant. Cărțile ba apăreau, ba dispăreau. Și dacă apăreau, le citeau puțin. Dar muzica a fost mereu cu noi. Dolgan, când a venit din uh, Siberia uh, pe, pe un an, acasă și trăia la sora lui Eugenia, care era căsătorit în alt sat, uh, exista cu un aparat de radio Rodina, cu baterii încă. Și așa toată vara am ascultat muzică românească. Toți acordeoniștii, Marcel Budală, care mai erau pe atunci, Dolgan de la dâns și a deprins uh, uh, stilul ăsta de interpretare la acordeon. Și cum mai spunea și cercetătorul Aurelian Dănilă, latinitatea noastră a răbufnit prin muzică da, atunci da. în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Iar norocul, mai spunea cineva, nu țin exact, norocul a fost mai mult decât o mare adunare națională. Da, a spus eh, Mihai Chiosev, un mare fan al, lui, al, al norocului, prieten al lui Alexandru Cazacu. Norocul a trezit în noi necesitatea de libertate. Noi n-am conștientizat acest lucru. Și poate că e bine că n-am făcut mult uh, vorbărai, că noi uneori mai mult vorbim lucruri decât uh, decât le facem. Sentimentul, noi îl declarăm. Ah, te iubesc la nebunie. Nu trebuie să ne declari. imaginează că cu vântul a iubi încă nu există. Manifestează ți cumva dragostea. Nu, uh, nu o striga. Și uh, Dolgan, asta a fost. Dar textele, uh, cei care știau să citească textele, de la Comitetul Central deja apărut tipi care puteau să-l citească, de ce plâng guitarele? Știu, dar nu doar felinarele, mai știu și alții. Și uh, acest uh, cânt un artist cu, cu trist, uh, asta deja era un protest. Dacă artiștii sunt triști, Ca trebuie să ne veselească, și plâng, uh, trebuie să facem, uh, fraților, ceva ca uh, să nu mai plângă guitarele Nu-i pe lume, mamă, zeu, așa dor ca dorul meu, nu mai scap, mamă de dor, nu mai scap, până în umor. Asta, bine, astăzi putem interpreta ca fiind și un mesaj ascuns, dorul Basarabiei de țara România, de la care a fost ruptă pe 28 iunie 1940. Iarăși un vers foarte curajos. Ei, și Andrei Strâmbeanu zice cu cântecul Mama, pe care o interpreta inițial Victor Legaci, mai apoi Ion Suruceanu și Primăvara, Uh, Eu că a avut un dialog cu Mihail Pleșco, care era uh, șeful secției de la Comitetul Central. Ei, știm noi și primăvara ai mata în Primăvara de la Praga. Primăvara de la Praga, dar și primăvara reunirii. reunirii. Celor două state românești. Da.

niciodată nu mă nu imaginasem că voi face o astfel de carte, deși mă rog, am lucrat la redacția muzicală și nu uh, foarte mulți muzicieni i-am cunoscut, uh, uh, grație și colegul meu, Grigore Dorință, care era responsabil de jazz la, la, la Radio Moldova. Dar uh, o idee acestui proiect editorial a apărut grație unui fan al uh, norocului, pilot, dar care are un frate editor. Pe acest frate îl cheamă Mircea Veciobanu. Hmm. Și văd Mircea. Publicistul. Uh, uite, uh, englezii au o carte care se numește Biografia autorizată a grupului Beatles. Dar noi de ce nu avem o biografie a grupului Noroc? Păi da, dar englezii au, au avut un Hunter Davis care a scris această... Dar noi nu avem un Hunter Davis. Și căutați-l. Și într-o seară la terasa Uniunii Scriitorilor, Eugen Lungu și Mircea Vecebanu îmi fac semn să mă apropii de masa lor. Întrezați și ei, uite Mihai, noi am auzit că tu ai avut o emisiune la radio, că... și fiindcă noi vrem să facem o carte despre noroc, un proiect al, a două edituri, Știința și Arcu, și ne-am gândit la tine. Ar trebui să mă gândesc și m-am gândit, am acceptat, dar treaba să a durat șapte ani de zile. Ei deja se le și eu periodic le mai telefonam, le mai spuneam că da, da, mai caut una, mai caut alta. Dar când editura știința deja a zis că se retrage în proiect, deoarece nu sunt întrebe de o perspectivă reală, dar eu am reușit să fac această carte, mai mult ca atât a fost o experiență deosebită pentru, pentru mine. Am cunoscut din nou echipa, am vorbit cu cei care uh, mai erau în viață. Sigur, dacă ar fi fost Emil Loteanu în viață, care a făcut primul filmuleț cu, cu norocul, ar fi fost Grigore Dolința, ar fi fost Alexandru Fedco, uh, multă lume nu mai era... Dar mă bucur că i-am prins pe cei pe care mai erau, pentru că acum, între timp, s-a dus și Petraghi, s-a dus și, și Goga, s-a dus multă lume și acum nu mai are cine să povesti despre ceea ce uh, s-a făcut. Sunt recunoscător de destinului că s-a întâmplat lucrul ăsta și uh, recunoscător Mihai Dolgan că uh, mi-a mi spus uh, lucruri mi-a șoptit multe lucruri la urechi despre care foarte multă lume, foarte mulți fani nu cunosc. Nu cunosc și uh, acum e, rămâne tot mai puțin lumii care își amintește ce a fost și poate compara ce a fost și ceea ce este. <fixi> Iată, pe final de emisiune, care ar fi lecția pe care ne-a oferit-o și ne oferă în continuare formația, noroc, Mihai Dolgan? Cea mai importantă lecție, în viziunea mea, ar fi să deschidem atunci când ne bate istoria la ușă. Să avem curajul să deschidem ușa, să intre uh, noutatea, noul. În casele noastre, în sufletele noastre, să nu ne fie teamă de uh, provocări uh, care ar porni în noi energii care stau în, în stare, la latente, își așteaptă șansa. Noi nu ne cunoaștem uh, decât atunci când uh, trăim experiențe noi, Mihai, a avut mare inspirație și marele curaj. De a se arunca într-un ocean fără să știe a nota. Și a devenit un înnotator foarte bun. Și să știm că merităm mai mult. Și să nu așteptăm să ne facă alții binele frumosul. Să știm că noi o putem face. Și foarte multe lucruri pot porni doar dacă le pornim noi. Mai ales că avem capacitate. Mai ales că avem capacitate. Domnule Poiatu, vă mulțumesc foarte mult pentru această lecție de istorie. Document, dacă vreți, una foarte importantă. Sper că ne mai revedem și cu alte ocazii la alte lecții de istorie. Doamnelor, domnilor, domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Eu vă dau întâlnirea sâmbătă viitoare la aceeași oră. Până atunci, toate bune! la